A fost o muncă de luni de zile până să ajungă la această performanță. Elevii au repetat zile în șir până ca piesa lor să ajungă pe scenă. Au ales să reprezinte școala unde învață cu piesa Lecția de Eugen Ionescu. Aceasta le-a mai adus un premiu și în trecut. Elevii actori au urcat pe podium la Festivalul Teatrul Absurdului, desfășurat anul trecut în Slatina. Acum însă au reușit să obțină primul loc. Trupa de teatru a liceului Ion Gheoroșca din Osica de Sus, inspirat, s-a întors de la Festivalul Internațional de Teatru de la Cluj cu premiul întâi. Cea mai bună actriță într-un rol principal a fost desemnată Maria Ioana Buleandră. Tinerii actori spun că au pășit pe scenă cu emoție, însă aceasta a dispărut odată cu prima replică din piesă. Noi am participat la Festivalul Internațional de Teatru Stage. Noi am participat cu piesa Lecția de Eugen Ionescu și am luat premiul pentru cea mai bună actriță în rol principal. Premiul întâi. Cum ți s-a părut acolo? Cum a fost? Mi s-a părut o experiență uimitoare. A fost ceva de nedescris să vezi atâtea persoane adunate în același loc și să înveți de la profesioniști. A fost ceva uimitor. Având în vedere că este și primul festival de o amploare așa de mare la care am fost, a fost cu adevărat extraordinar. Organizarea a fost foarte bună. Teatrul chiar a fost de calitate. Emoții? Da, sincer să fiu, da. Adică n-am avut emoții până în ziua în care a trebuit să jucăm. Apoi până să intrăm pe scenă a fost așa o stare, ce o să facem, ce o să facem. Când am intrat pe scenă, am stat, am așteptat, ne-au prezentat și apoi s-a ridicat cortina și n-am mai avut treabă. Adică ne-am intrat în personaj și am făcut ce am știut mai bine. A fost o experiență foarte plăcută, să putem învăța de la profesioniști și am avut într-adevăr emoții, asta până să intrăm pe scenă, pentru că în momentul în care am intrat pe scenă am reușit să ne deconectăm de la tot și a fost o experiență foarte plăcută. Performanța elevilor liceului Ion Gheroșca din Osica de Sus îi face mândri pe profesorii care i-au susținut și au crezut în ei. Aceștia au reprezentat cu mândrie școala unde învață, în special în fața sutelor de concurenți veniți din întreaga lume. Performanța elevilor noștri are o foarte mare însemnătate pentru că, în primul rând, noi ne-am propus ca Liceul Teoretic Ion Gheroșca să joace mai aplicat ca până acum rolul de centru de educație și cultură din zonă. Participarea la festivaluri și concursuri a trupei noastre de teatru este deja o tradiție. Noi avem deja 3 trofee în palmares, toate obținute la Dialogul Absurzilor, cel mai important concurs din județ. Profesorul Cornelia Popa este cea care i-a învățat pe elevi să viseze către culmi înalte. Zile în șir au repetat și au luat din timpul lor liber, iar acum culeg roadele muncilor. Și nu este pentru prima dată când trupa de teatru a liceului a devansat trupe pregătite de actori sau regizori consacrați de la alte licee de prestigiu din țară. O experiență inedită, fiind primul festival de teatru internațional la care participăm și la care am ajuns în urma unei preselecții foarte riguroase, făcute pe baza unei filmări a piesei. Am intrat din fericire în această finală încă din prima etapă a preselecțiilor, ceea ce a fost o surpriză. Bucuria noastră a fost imensă, văzând că am reușit să detronăm copii pregătiți de profesioniști, așa cum am spus. Am obținut premiul întâi la secțiunea cea mai bună actriță într-un rol principal. Am urcat pe scenă cu o adaptare după piesa Lecția de Eugen Ionescu, piesă cu care am obținut și trofeul Festivalului Dialogul Absurzilor anul trecut la Slatina. În ediția de anul acesta a Festivalului Internațional de Teatru pentru Tinere de la Cluj au participat peste 300 de persoane. Pe scenă au urcat 23 de trupe de teatru din 10 țări, cea mai îndepărtată fiind Israelul. Tinerii actori se pregătesc deja de festivalurile viitoare și au început repetițiile pentru o nouă piesă de teatru.